Ca urmare a creșterii numărului de reclamații înregistrate de la consumatori, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, ANPC, a anunțat că a demarat controle de amploare la nivel național pentru a verifica modul de calculare a facturilor emise. Controalele comisarilor ANPC se derulează la furnizorii de energie electrică și verifică modul în care sunt respectate prevederile legale în vigoare, în ceea ce privește calcularea facturilor emise de aceștia către consumatorul persoană fizică în ultima perioadă. Menționăm că, pentru a putea stabili dacă reclamațiile sunt fondate sau nu, comisarii ANPC analizează cu mare atenție toate documentele necesare în fiecare caz în parte. Se arată într-un comunicat transmis de instituția de control. Reprezentanții ANPC reamintesc consumatorilor că atunci când au o nemulțumire legată de modul în care a fost realizată factura de consum, trebuie să ia mai întâi legătura cu operatorul economic care furnizează acest serviciu, iar dacă va continua să fie nemulțumit, are posibilitatea să completeze formularul de sesizare de pe site-ul instituției www.anpc.ro. În cazul în care consumatorii au aviz de deconectare și se consideră nedereptățiți, aceștia trebuie să completeze formularul de sesizare de pe site-ul www.anpc.ro cu caracter urgent, mai menționează reprezentanții ANPC.